Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Astăzi o să preparăm împreună o rețetă super simplă și foarte gustoasă de creveți în sos de unt cu usturoi. Încep prin a vă arăta ce creveți folosesc, și anume acești creveți White Tiger de la Metro. Îmi place să folosesc creveți mai mari pentru că cei mici mi se pare că se usucă. I-am lăsat câteva ore pentru a se dezgheța, apoi i-am pus într-un bol pentru a se scurge. O să vedeți că este o rețetă super, super simplă, nouă ne place foarte mult, iar de când am postat-o pe Instagram și a fost foarte cerută, am hotărât să o pun și într-un vlog. O să avem nevoie de sucul de la o portocală și o lămâie, de obicei se folosește jumătate, dar nouă ne place cu mai mult sos, așa că o să folosesc câte una din fiecare. Pătrunjel, ulei de măsline, pentru că mai târziu o să prăjim și niște pâine, jumătate de pachet de unt, 8 căței de usturoi, piper, sare și fulgi de chili. Am tăiat untul în cuburi pentru a putea fi topit mai ușor. Îl puteți pune fie într-o tigaie, fie într-o oală, precum aceasta, în funcție de cantitatea de creveți pe care o aveți. Eu o să folosesc aproape 1 kg de creveți, așa că am folosit o oală. Amestec încet până când tot untul se topește, la o temperatură medie spre mare. Nu folosesc o temperatură foarte mare a plitei, pentru că atunci risc să ardă atât untul cât și usturoiul. Am adăugat usturoiul zdrobit și voi mesteca ușor în unt până când acesta se va căli. Nu îl călesc mai mult de 2-3 minute, este suficient, după care o să adaug peste el creveții. După ce am călit usturoiul timp de 2-3 minute, adaug creveții pe care îi amestec cu sosul de unt și usturoi, după care adaug sucul de la o lămâie și o portocală și las creveții să se gătească. Atenție, nu îi lăsați foarte mult, deoarece vor prinde un gust urât sau se vor rumâia prea tare. Eu de obicei îi gătesc între 5 și 7 minute. În timp ce creveții se gătesc, îmi pregătesc pătrunjelul, îl tai foarte mărunt pentru că îl voi adăuga la sfârșit peste sosul de unt. Între timp adaug și sarea, piperul și fulgii de chili. Astea nu vă dau cantități aici pentru că fiecare adaugă după gust. Este opțional dacă vreți să adăugați și fulgi de chili. Nouă ne place foarte mult. Nu ies creveții picanți, ies foarte buni. O să vedeți că toată combinația de arome le va da un gust foarte, foarte bun. Îi mai las câteva minute să se gătească, iar în acest timp tai câteva felii de pâine dintr-o baghetă pe care le voi pune în tigaie la prăjit. Între timp încălzesc într-o tigaie ulei de măsline pe care îl voi întinde cu o spatulă pe toată suprafața tigăii, pentru că aici voi pune pâinea la prăjit. Iar la final, după ce creveții au fost gătiți, adaug pătrunjelul, care le va da o aromă foarte, foarte bună, și mai mestec foarte, foarte puțin, după care opresc focul. Ia uitați-vă cum arată, nu, tot timpul ne lasă gura apă. Și sigur o să vă iasă, pentru că este o rețetă foarte, foarte ușor de făcut, așa că mai ales acum de Revelion puteți să o faceți, pentru că se mănâncă și pește în seara de Revelion sau cu altă ocazie când aveți musafir, pentru că se fac foarte, foarte repede. După ce am oprit creveții, mai adaug peste pâinea prăjită în ulei de măsline niște praf de usturoi și busuioc pentru a fi mai aromată. Și voilà, așa arată creveții, sigur o să vă placă și vouă dacă sunteți iubitori de fructe de mare. Așa îi servim noi, fie într-o farfurie adâncă, fie într-un bol cu pâine prăjită pentru a umuia în sosul acesta, este foarte, foarte bun. Sper că v-a plăcut rețeta, lăsați-mi în comentarii dacă ați încercat-o și dacă mai vreți să fac rețete de genul ăsta, de ce nu, poate încerc. Mulțumesc, pa, pa!